Prezintă-te în câteva propoziții. Sunt Denis Hanganu, asta ar fi pe scurt. Altfel sunt actor, sunt crescut la granița cu Republica Moldova, vin din Albița, din județul Vaslui. Sunt mândru că vin de acolo pentru că locul ăla reprezintă ceva pentru mine și eu pentru el la fel. Salut, sunt Denis... Iertați-mă. Salut, sunt Marian Olteanu și mă cheamă și Gabriel. Pe tatăl îl cheamă Gabi, pe mama Maria, deci Marian Gabriel, Maria Gabi, e simplu. Sunt din Vaslui, suntem frați de județ, am jucat 8 ani fotbal, am descoperit teatru, filmul implicit și am ajuns până aici. Am și o glumă pe tema asta, sunt din Vaslui, unde apă și lumină noi. Se râde? Sunt actor la teatru mic, joc de acolo din 2016 și mă puteți vedea, bineînțeles, în Clanul, unde îl joc pe David Pribeagu. E o diferență mare dintre personaj și interpret. David Pribeagu nu are atâtea glume proaste, în primul rând. Dacă ar trebui să scrii tu, în continuare, povestea personajului tău, care ar fi parcursul? Cel mai tare, cu siguranță m-aș pune într-o postură bună, ca să nu mint, să nu fiu ipocrit. Și aș fi așa un fel de erou, salvator, aș miza în continuare pe povestea acestor două personaje principale, pentru că așa mi se pare că ar trebui să meargă de la sine acțiunea. Continuarea pentru mine ar fi așa, m-aș duce la poliție și aș zice, domnule, nu mai vreau să mă cheme David Pribeagu, vreau să mă cheme Pavel Achim. Să știe lumea că eu sunt fratele lui Tudor Achim. Eu aș duce clanul mai departe, Pavel Achim / David Pribeagu cu Tudor Achim, să fie șef al unui clan nou. Asta descoperim că suntem frați, Pavel Achim, Tudor Achim, nou clan, noi tătuți. Așa o să se denumească și serialul după niște sezoane, o să fie nou clan. Clan nou. Încă o glumă. Care a fost impactul serialului asupra ta? Impactul a fost unul personal. Eu voiam să mă las înainte de castingul de la Clanul și sigur că a reprezentat ceva pentru mine, având în vedere că aveam cu totul și cu totul alte gânduri către o reconversie profesională. Da, pentru mine a fost binevenit acest proiect pentru că m-a scos dintr-o suferință în amor. Am trecut peste fosta relație cu brio, aș putea spune, și am ieșit și câștigat pentru că am realizat împreună cu voi Clanul și cu tine în special. Da, mai știți, am fost. Un moment amuzant de la filmări. Aveam niște scene cu Iulica unde eram destul de agresiv cu el și unde îl stăpâneam și îl interogam. Și de fiecare dată unde trebuia să fiu mai în forță și unde trebuia să mai scot pe informație de el. Acolo, fiindcă eram alergic la ambrozie, îmi curgea nasul, îmi curgea ochii, stăteam, scoteam cervețelele de prin buzunar, pierdeau aia din echipă se prăpădeau. Alt moment, lupta din episodul 10, pe care am avut-o cu Marian, la un moment dat, la unul dintre percuturi, l-am atins un pic în zona intercostală. N-am văzut niciun motiv de râs, dar dacă ceilalți au râs, asta e. Tot ce vă pot spune e că dacă vreți să vedeți acea lovitură, să știți că e pe VOYO, în episodul 10, pentru că acea dublă a rămas. Trăirea a fost autentică. Care e întrebarea pe care ți-o adresezi tu, ție, cel mai des? E în legătură cu continuitatea muncă. Credeți-mă, am asta în cap dimineața când mă trezesc, seara când mă culc. Proiectele vin și trec, așa e în meseria asta, e cu incertitudine, e cu mult subiectivism. E o întrebare ce mă frământă și mă tem tare că mă va frământa în continuare. Probabil și la mine e cumva aceeași întrebare, dar să zicem mai mult pe plan existențial. Mă gândesc oare cum o fi viața de acum încolo. Așa și mă gândesc, uite, iar au mai trecut niște ore, niște clipe, niște secunde, niște întâmplări, mi-au mai creat niște amintiri, am mai fost acolo, am mai făcut asta. Și acum? Liniște, e momentul ăla sopra. Foarte frumos. Care este cel mai decisiv moment din carieră? Știi care ideea? Da. Nu l-am trăit. Practic, dacă Clanul e un proiect atât de mare, astfel încât eu voi fi vizibil de aici încolo, înseamnă că ăsta e momentul. Îl trăiesc, practic. Deci tot timpul e o paradigmă așa complicată, pentru că nu poți să-ți dai seama care a fost momentul decât ulterior. Punctul meu cel mai important pe care l-am avut până acum e teatru mică. Fără experiența mea de acolo, n-aș fi fost astăzi așa cum sunt la Clanul. Cum ți s-a părut personajul tău când ai citit prima dată scenariul? Mi s-a părut tare, mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut pentru că aveam chestii în comun. Eu mereu am visat să devin ofițer în armata română sau ceva, sau să fac într-adevăr poliție. Mai toți colegii mei de liceu sunt ori în poliție sau armată, după caz, jandarmerie și așa mai departe. Aveam sursele necesare de unde să iau informația asta. Eu după 4 etape de casting, eu habar n-aveam că David Pribeagu este un rol principal. După care, când am citit primul episod din clanul, am zis, băi, cred că intru la final, ia că am și eu 2-3 secvențe acolo, cam aia a fost. David Pribeagu, un polițist oarecare. După care am dat pagina. Am luat telefonul. Mi-a sunat un prieten, mi-a zis, băi, ăsta e cu mafia, mă, de fapt. Dacă ar fi să mănânci doar un fel de mâncare timp de un an, ce ai alege? Cartofi, prăjiți, carne, ceva din mine își dorește foarte mult să mănânce fast food. Știu, nu e sănătos, nu faceți asta, vă rog, nu. Dar asta e răspunsul rapid, ce să fac? Aș mânca de la Papi la Kitchen orice. Cum ai vrea să mori? Nu singur. Subit. Ciocolată, alcool sau sex? Sex. Ia uite-l, sex. Dacă ar fi să joci un singur rol, care ar fi acela? Să joc, ăsta e răspunsul, doar să joc. Un rol scris pentru mine. O noapte la party sau somn? Somn. Somn. Vacanță cu familia sau singur? Cu familia. Familia, prietenii, că singur am mai fost. Înconjurat de oameni aroganți sau proști? Aroganți, pentru că știi cum să-i pun la punct. Aroganți, că poate sunt și unii aroganți care au și motive. Ăia care chiar au motiv să fie aroganți, ăia chiar sunt faini. Dar ea cu adevărat aroganți, nu așa de aroganți gratuit. Ăia imaginează unul care e arogant doar pentru că știe că poate și atât de bazat pe el. În fel de Ibrahimovici, dau și un exemplu. Ăia e un arogant, dar mișto. Se cu rapid. Ce? E cu răspuns rapid. Celebritate sau bani? Bani. Celebritatea vine pe parcurs. Celebritate, că banii vin pe parcurs. Rol negativ sau pozitiv? Pozitiv. Negativ. Cel mai mare defect? N-am răbdare. Lenea. Cea mai mare calitate? Adaptabilitatea. Ambițiu. Ești român dacă... Îți place micul. Dacă ții cu Hagi. Ești mafiot dacă... Cu adevărat mafiot dacă nu știe lumea că ești mafiot. Habar n-am ce e la mafiot. Ești căsătorit dacă... Dacă porți verghete. Dacă vei divorța. Ești burlac dacă... Dacă nu ești om de familie, dacă îți place să trăiești viața doar pentru tine și atât. Dacă divorțezi. Ești actor dacă... Ești actor dacă joci. Cu cât joci, cu atât ești mai acolo. Dacă mergi pe stradă și neavând ce să faci la semafor, începi să zici niște texte în cap, să ți le repeți. Ești celebru dacă... Dacă atenția lumii e îndreptată către tine. Dacă îți cumperi niște apă și vrea casierița să faci un selfie cu ea. Ești prost dacă... Insiști. Dacă insiști, ești prost rău. Ești prost dacă nu ai ceva de spus atunci când ești luat peste picior gratuit. Ești fan clanul dacă... Dacă fie urmărești fiecare episod ce se difuzează duminica de la ora 8 pe PRO TV, fie ai cont de VOYO doar pentru clanul ca să urmărești atunci când ai tu chef, timp și disponibilitate. Ești fan clanul dacă ai tricou clanul, hanorac clanul, tricou din sezonul 2 cu clanul și vreau să vă mai arăt ceva dacă aveți brichetă cu sezonul 2 clanul. Deci ești fan clanul dacă ai chestia asta. Când le scrie clanul, focul nu iată. Ești cârtiță dacă... Dacă trădezi colegii, un lucru pe care nu îl urăsc în tot sufletul ăsta, trădarea, în general. Ești cârtiță dacă ai spus tuturor înainte de începerea sezonului 2 că tătuțul de fapt n-a murit. Ești polițist dacă... Dacă ai și ture, schimbul 1, schimbul 2, dacă ai și ture de noapte. Dacă respecti și prezinți cu adevărat legea. Cred că ești polițist, altfel ești un măscărici. Dacă lucrezi sub acoperiș, ești mai polițist decât un polițist care dă doar în ăsta. Adică diferența dintre un undercover cu unul normal e că pe ăla normal îl recunoști. Ești Denis Hanganu dacă... Dacă ai principii și ți le respecti. Ești Denis Hanganu dacă ai principii și ți le respecti. Ești Marian Olteanu dacă... Dacă ai principii și nu le respecti. Dacă ai chef de viață. Dacă ai ochii albaștri, părul blond și... 20. Și arăți ca la 20 de ani. Ți-am făcut compliment frumos. Păi am văzut, dar de ce?